Gândiți-vă un pic la perspectiva temporală. Unii oameni în criză, puțin, au reacții de oportunitate. Zic, a, o să fie bine, acum trebuie să profit de moment și mai departe. Alții au reacții de frică, cei mai mulți. Aoleu, panică, ce o să facem, incertitudine, nu știm, nu funcționează, ce ne facem, cum rezolvăm situația asta. Și răspunsul meu e următorul. Ai nevoie să te concentrezi pe termen scurt pentru siguranță și pe termen lung pentru oportunitate. Ce vreau să spun cu asta este prima ta grijă, din cauza felului în care funcționează creierul uman, prima ta grijă, în opinia mea, ar trebui să fie să te concentrezi pe protecție. Pentru că, și asta poate merită de notat, poate că e ideea cheie a acestui mesaj legat de mindset. Nu poți fi creativ și nu vei vedea oportunități atunci când simți că siguranța îți este amenințată, în orice formă ar fi siguranța. Poți fi siguranță financiară, poți fi siguranță corporală, poți fi siguranță în relații cu familia ta. Dacă tu nu te simți protejat din perspectivele astea, nu vezi oportunități, nu poți gândi creativ, nu poți să vezi cum să pot gestiona creativ niște oferte, cum să pot găsi niște soluții dacă ești pe frică. Și atunci, pasul 1, protejează. Ce înseamnă să te protejezi? Puneți întrebări concrete, de genul, am ce mânca în următoarele luni, am rezerve de cash, am acces la cash, am niște prieteni care mă pot ajuta în situația în care am nevoie, veniturile familiei mele pot fi stabilizate, standardul meu de viață poate fi menținut cât de cât și focusează-te pe asta, dar dă-ți un termen limită. Îi spune, bă, ok, mă concentrez pe asta în următoarea perioadă, răspund la întrebările astea punctuale, foarte concret, împreună cu familia mea, după aia parchez respectivul lucru și încep să mă uit la oportunități. Și aici vorbesc individual, fiecare în parte trebuie să-și facă acest proces de conștiință și să spună, bă, mie mi-e frică în momentul de față. Adică deciziile pe care le iau sunt din frică, deciziile pe care le iau sunt din stres, deciziile pe care le iau acum sunt din grija că o să meargă prost, sau din optimismul pe termen lung că o să meargă bine, cuplat cu realismul pe termen scurt că trebuie să mă protejez. Dacă te lupți cu frica, în momentul de față, frica va crește. În momentul de față, dacă spui, nu mi-e frică și bravezi și spui, nu mi-e frică, ești inconștient pentru că frica este un fenomen absolut firesc în situația în care vezi că există un pericol și nici măcar nu știi de unde vine. Dar trebuie să izolezi ce știi că poți controla versus ce nu știi. Fac o mică distinție, Călin și Remus, acum foarte scurt și după aia o să mai vorbesc despre încă două subiecte, despre branding și despre parteneriat. Distinția pe care vreau să o fac e așa. E o diferență între risc și incertitudine. Dragii mei, în momentul în care ai un risc, poți să calculezi riscul. În momentul în care ești în incertitudine, nu poți să calculezi incertitudinea. Că de-aia e incertitudine, pentru că nu știm ce se va întâmpla. Dacă noi confundăm riscul cu incertitudinea, trăim în anxietate, trăim în frică. Adică spui, bă, este un risc, trebuie să mă protejez. De ce să te protejezi dacă nu știi ce va urma? Și atunci, riscul este ceea ce poți estima. În momentul de față nu se poate încă estima. Deci foarte multe lucruri care nu se pot estima. Sunt câteva lucruri care se pot estima și câteva care nu se pot estima, majoritatea. Deci, pentru că este incertitudine, n-are rost să consumi energie cu incertitudinea, să schimbă datele de la o zi la alta, să schimbă ordonanța, să schimbă legislația, să schimbă comportamentul consumatorului, etc. Și atunci, ca mindset, nu te concentra pe ce nu poți controla. Nu te concentra pe ce nu poți controla. Concentrează-te pe ce poți controla. Ce poți controla este rezerva ta de cash. Ce poți controla este câte conserve ai în debara. Ce poți controla este cum te manifesti cu copiii tăi, astfel încât să nu le dai și lor prin efectul de spillover, ca așa se numește, să nu le dai din anxietatea ta. Adică trăirile tale le poți controla. Spus Remus foarte mult ceva mai devreme, dacă am auzit bine. Zicea Remus, Andy, o să te rog să ai grijă puțin la microfon, că se aude un fâșuit, poate îl fixezi să stea mai bine. Să știi că eu n-aud fâșuitul respectiv. Da, e ok, e ok. Acum e ok. Deci, e bine să ne concentrăm pe ce știm. Există incertitudine și există certitudine. Oricât de ciudat ar părea, în momentul de față există certitudine, fraților.
Există certitudine. Am să vă spun ce certitudine există. Există certitudinea că principiile și valorile vor exista și după criză. Oamenii, valorile și principiile se schimbă în decade, nu se schimbă în luni și nu se schimbă în ani. Comportamentele se schimbă în luni. Stau două luni în casă, deja nu mai vreau să merg la birou. S-a schimbat comportamentul, s-a schimbat preferința de comportament. Principiile nu. Dacă până acum valorizam onestitatea unui om, și peste 2 ani o să valorizez onestitatea unui om. Nu o să zic, bă, acum 3 ani înainte de criză credeam în onestitatea oamenilor. Acum cred că toți oamenii sunt șmecheri și golani și așa mai departe. Nu se schimbă atât de brusc atitudinea, principiile și valorile. Astea sunt, se păstrează, rămân la fel și atunci concentrează-te pe ele. Puneți întrebarea, e un moment bun să iei o pauză și să spui întrebarea. Care sunt valorile și principiile profesionale și personale după care eu mă ghidez? Este colosal ce se întâmplă. Călin și Remus, mă uit la oameni în jur, oameni buni care au reușit, care au fost pe val, care au funcționat. E colosal câți dintre ei nu și-au pus niciodată întrebarea. Care sunt top 5 valorile mele? Care sunt principiile mele fundamentale pe care eu mă ghidez personal și profesional, indiferent de fucking crisis? I don't care! Nu e atât de important că sunt într-o criză sau nu sunt într-o criză când vorbesc de principii și de cine sunt eu ca om. Pentru că dacă nu definesc asta, las criza să mă definească. Las emoțiile să mă definească. Las părerile altora să mă definească. Dar dacă eu știu cine sunt și ce am de făcut, atunci o să păstrez. Deci răspundeți la întrebarea asta. E invitația pe care vă fac din toată inima. Care sunt principiile și valorile profesionale și personale după care eu mă ghidez? E integritatea, e respectul, e încrederea, e profesionalismul, e excelența, dar care sunt și în ce ordine? Ce comportamente ar trebui să manifest în exterior care să fie prelungirea acestor principii și valori? Și o să vedeți ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă este că ai folosit cu super mega succes perioada asta. Ai folosit-o extraordinar de bine, pentru că altfel, cum spunea Warren Buffett, foarte fain, Warren Buffett are niște citate grozave. Unul dintre ele este, zice, când se lasă apa mării, se vede cine înota dezbrăcat. Când se ridică apa mării, toate corăbiile se ridică. Cu alte cuvinte, dacă economia este pe val, totul merge bine, toată lumea e happy, toată lumea e fericită. Ăia care sunt mai șmecheri și mai cu negocierea principiilor scapă mai ușor pentru că este abundență și lumea zice am pierdut 2.000-5.000 la tranzacția asta, dar oricum îi fac într-o lună, las-o așa. Pe criză oamenii sunt mult mai sensibili la asta. Pe părerea mea, criza este ca o sită pentru șmecheri. În criză, oamenii sunt foarte atenți la fiecare sută de euro pe care ar putea să o piardă pentru că nu au negociat bine. Sunt foarte, foarte circumspecți. Asta am vrut să spun legat de mindset. Sunt multe lucruri de spus. Dar sper că ce am spus până acum are pentru voi validitate și recunosc un fapt. Recunosc că pentru oameni de acțiune care lucrează într-un domeniu lovit și care vor să fie pragmatici, să treacă la treabă, vine Andy Stechei și le spune, luați un jurnal și puneți aceste întrebări. Care sunt principiile mele de bază? Și unii dintre voi reacționează acum. Lasă-mă în pace, tu zi-mi cum să vând fac banul. Că asta e important. Sunt de acord că e important și vorbim și despre asta, dar i-am spus lui Remus și lui Călin înainte de eveniment, am spus o să spun niște lucruri care nu o să convină și mi le asum pentru că mi se pare mai important să atingem aspecte ale adevărului cât de bine putem decât să vorbim doar despre lucrurile care sunt pe așteptări. Pentru că vedeți ce se întâmplă în prezent? În prezent suntem într-o situație de incertitudine, ci știm sigur este că se va schimba lumea, dar ce avem tendință psihologică să facem este să interpretăm lumea viitoare cu ochelarii lumii trecute. În momentul de față avem tendința asta, să ne uităm la lumea viitoare și să o interpretăm cu criteriile, filtrele, ochelarii cu care o interpretăm lumea trecută și nu va funcționa. Vă spun ce funcționează, dacă vreți, din perspectiva mea. Ceea ce cred că funcționează este decizii mici pe spații mici cu concluzii trase imediat. Decizii mici pe spații mici cu concluzii trase imediat. Clienții sunt reticenți. Pune mâna și sună 10. După ce ai sunat 10, o să vezi că 9 sunt reticenți și 1 nu. Asta înseamnă procent.
Asta înseamnă rație. Asta înseamnă că ai luat o decizie, ai pus mâna pe telefon, ai dat 10 telefoane, tragi o concluzie. Cu alte cuvinte, îți faci propriile tale cercetări în momentul de față. Da, e nice să auzi trenduri, procente și așa mai departe. Dar tu nu ești o statistică, tu nu ești un procent. Tu ești un învingător, tu ești un om cu spirit antreprenorial care vrea să iasă din această situație. Și ce fac antreprenorii dacă învățăm de la ei într-o astfel de situație? Îți spun ce fac antreprenorii. Sunt antreprenori de 20 de ani. Acționează. Într-o astfel de situație, antreprenorii își fac propriile lor statistici. Într-o astfel de situație, antreprenorii fac o ipoteză și zic așa. Bă, oare așa o fi sau nu e așa? Ia să fac eu testul pentru mine. Știți că era o reclamă pe timpuri la bere, nu mai știu la ce bere, bere germană, la Beck's parcă. Institutele lumii spun că berea asta este cea mai bună. Ia să facă și institutul meu un sondaj. Poate vă aduceți aminte de respectiva reclamă. Asta e atitudinea în timp de criză pe care o recomand. Ia să facă și institutul meu un sondaj. Înțeleg ce spune guvernul, ce spun statistici, ce spune, dar vreau să fac institutul meu un sondaj. Adică fac propria mea cercetare. Și știți ce regulă aș vrea să vă dau? Întreabă cinci oameni. De la 5 oameni în sus, între 5 și 10 oameni, poți să-ți faci o idee, poți să-ți faci o statistică. Creierul are o chestie foarte interesantă când funcționează. Dacă ai două variante, ești într-o dilemă. O fi așa sau o fi așa. Dacă ai trei variante, nu ești într-o trilemă, ești într-o ierarhie. Varianta 1, varianta 2, varianta 3. Ghiți ce se întâmplă în criză? În criză, trei variante sunt de obicei variantele la care te gândeai înainte de criză. De asta, pe timp de criză ai nevoie de 5 variante, 5 puncte de vedere ca să începi să-ți faci o idee și să vezi niște pattern. Regula mea fundamentală este până când nu întreb 5 oameni, nu știu. Întreb 5 oameni, fă-ți regula asta, întreabă între 5 și 10 oameni, orice sondaj sau orice evaluare a lumii faci, evaluarea aia a lumii să fie după ce ai 5 unghiuri de vedere minim. După aia îți trage o concluzie. Da, eu mă aprind, Remus și Călin, n-o să insist pe subiectul ăsta, poate dacă sunt întrebări o să mai stau și o să luăm niște întrebări. Vreau să mai ating două subiecte foarte pe scurt. Asta a fost despre mindset. O să vorbesc un pic despre, mi-am notat aici, despre branding. Despre branding personal, pentru că amintea Remus despre subiectul ăsta. Dar vreau să verific mai întâi, Căline, dacă sunt întrebări, te rog să-mi faci un semn ca să știu cum îmi gestionez timpul. Da, Andy, întrebările le vom lua la final și chiar vă invit să adresați aceste întrebări. Adriana ne va ajuta cu ele la secțiunea asta și le vom lua la final. Hai să prezentăm subiectele despre care am discutat, okay, ca să putem lua întrebări. Ok, am 5 minute despre branding să vorbesc. Te rog. 5 minute despre branding. Studiez branding de 20 de ani. Fac branding. Am construit o comunitate robustă de oameni care fac parte din această comunitate de ani de zile, unii de 10 ani, facilitator, trainer, voi știți, nu intru în amănunte, că nu e despre mine acum. Deci, în momentul în care tu ești în criză, e bine să gândești în două feluri. Vă rog să fiți foarte atenți la ce spun acum. Branding și vânzări. Branding și vânzări. Branding și vânzări. În ordinea asta. Branding și vânzări. Remus spunea foarte fain mai devreme, zice, domne, este un infinit așa, în care este încredere, vânzare, dar încrederea e mai mare. Parcă așa zicea Remus, nu? Da, e nevoie să umblăm mai mult acolo. Da. Încredere egal branding, vânzări egal rezultatul brandingului. Iar cei care ne ascultă acum o să zică, băi Andy, lasă-mă în pace, trebuie să fac minim o tranzacție pe lună. Ce îmi spui tu mie acum că branding? Ghiși ce, dacă nu investești în branding, o să faci zero tranzacții în perioada asta, pentru că oamenii sunt în frică, majoritatea clienților. Sunt și oportunități? Da. Dar dacă tu intri în interacțiune cu mentalitatea trebuie să închid, iată ce se va întâmpla pe termen mediu, estimarea mea. O să ranforcez acest comportament. O să intri în fiecare interacțiune cu mentalitatea trebuie să închid vânzarea. Și o să uiți de partea asta de buclă, cu încredere. Cu alte e cuvinte, ca meciul de tenis de care spune Andy. Ce zici? E ca meciul de tenis despre care vorbeai mai devreme. Să închid, da. Să câștigi trofeul. Da. Te duci cu gândul prea departe la final și rărești comunicările țintite pentru a gestiona încrederea, pentru a mări încrederea. Deci, într-o situație normală, closing-ul e mai bun.
Într-o situație de criză, branding-ul e mai bun. Cuvântul cheie legat de branding. Volum. Vrei să faci brand? Volum. Ce înseamnă volum? Numărul de touch point-uri, numărul de interacțiuni cu clienții tăi vechi, clienții tăi actuali, clienții tăi potențiali, trebuie să fie dublu, triplu, quadruplu sau cinciplu față de cât era înainte. Știu că nu sună confortabil, v-am prevenit, băieți, am spus, o să spun niște lucruri, o să zic că lumea, să mă înveți o tehnică de vânzare. Ok, luați cartea asta, comunică, influențează, convinge, plină de tehnici de vânzare. Dar dacă focusul este pe tehnici în momentul de față și nu pe volumul de interacțiune, scade încrederea. Dacă scade încrederea, pe termen mediu, scad tranzacțiile închise. Dacă tu pui focus pe încredere și branding-ul tău acum, ce este brandul? Ce vorbește lumea despre tine, lipsa ta? Asta e brandul. Brandul este ce vorbește lumea despre tine, lipsa ta, inclusiv în dialogul interior. Cu alte cuvinte, ce își spune omul după ce a închis telefonul cu tine? Ce își spune omul după ce a plecat de la întâlnirea cu tine și vorbește cu soțul, cu soția, cu nevasta, cu copilul, cu amanta, cu prietenul, cu prietena, cu mama, cu tata? Ce vorbește despre tine în lipsa ta e brandul tău? Dacă omul când s-a despărțit de tine și vorbește cu cineva și spune: bă, ăsta e un om care ne-a dat niște informații, ne-a dat niște detalii foarte interesante, spre deosebire de ceilalți agenți cu care am vorbit. Ce se întâmplă cu brandul tău? Comparativ, nivelul tău de încredere în ochii celuilalt este superior. Toate ofertele fiind egale, când ofertele sunt egale, tu câștigi, pentru că persoana estimează că sunt șanse mai mici să fie păcălită în interacțiunea sau tranzacția cu tine. Deci cuvântul cheie la branding e volum. Ce înseamnă asta? Sună-l mai des pe potențialul client decât îl sunai, dar cu motiv. Adică nu-l suna și spui, te-am sunat, că am fost la un curs cu Andy Seche și eu zic să-ți sun mai des. Sună-l mai des pe omul respectiv, spune, ți-am trimis un mail, l-ai văzut? Stop. Ți-am trimis o statistică care mă gândeam că s-ar putea să te intereseze. Ai văzut-o? Unde e mai bine să o trimit? Pe WhatsApp, pe SMS, pe nu știu ce. Găsește motive bune ca să interacționezi cu potențialul client, ca să te conectezi cu potențialul client, ca să te conectezi cu oameni mai vechi pe care nu-i activai. Îmi spunea cineva zilele trecute, zice, bă, criza asta m-a oferit oportunitatea să sunăm și să contactăm oameni pe care noi sunam de ani de zile, deși erau pe lista de prieteni, dar eram prea ocupat să facem bani. Eram prea ocupat să scale up, să creștem. Și apropo de asta, vreau să mai spun un lucru legat de branding. Branding este și despre competență, fraților, nu numai despre încredere. Ai un brand bun pentru că poți oferi servicii de calitate și pentru că ești un om bun. Brandul tău este bun pentru că ești în același timp prietenos cu ceilalți și în același timp competent în implementare. Asta înseamnă, cum i-am spus lui Călin într-un live pe care l-am făcut împreună, pe timp de criză don't scale up, skill up. Pe timp de criză don't scale up, skill up. Știți că era la modă înainte de criză toată chestia asta? Să scale up, să dublăm business-ul, să cinciplăm business-ul, să zeciplăm business-ul, să 10x. 15x, XXX business. Don't scale up, skill up. Pe timp de criză nu este locul să crești. Dacă ai oportunitatea, super. Dar nu la asta te uiți. Te uiți la cum poți să crești nivelul de competență. Pentru că, ce spun și în cartea asta, uneori vânzarea se face la cuvânt. Am ales cuvântul potrivit. Când am ales cuvântul potrivit, omul a făcut click în mintea lui. Iar pe timp de criză s-ar putea să nu fie evident lucrul ăsta, dar va fi extrem de evident după ce ieșim din ea. Și atunci e bine să ai la purtător tehnicile respective. Vreau să vă spun așa, mai am nevoie de 4 minute, Călin. Vreau să vă spun așa, persuasiunea, influența, știința influențării, știința comunicării cu impact se învață cuvânt cu cuvânt și durează luni de zile ca să poți cupla cuvintele pe care le-ai învățat și să le legi între ele. Cum spunea un amic de-a meu într-o sală de curs, zice, eu tot întreb din când în când, când sunt în sălile de curs, zic, băi fraților, are sens ce vă spun, înțelegeți ce vă spun? La care un cursant, care mi-e și prieten acum, zice, băi Andy, înțelegem foarte bine cuvintele. Legăturile dintre ele nu prea sunt clare, dar cuvintele așa, fiecare în parte, sunt ok. Sper că mesajul meu e dincolo de cuvinte și că
vă ofer ceva care să rămână și să se impregneze și pentru asta vreau să-l fac un desen. Desenul, sper să se vadă pe flipchart. Trage-te, rog, Andy, flipchart-ul mai spre stânga ta. Spre stânga mea, adică așa? Da, e bine. Okay. Asta este piramida valorii. Băieți, eu știu, și Remus și Călin. Piramida valorii e un concept pe care l-am creat acum vreo 7 ani și care spune așa. Dom'le, percepția clientului despre ceea ce tu oferi poate fi pe 3 paliere. Poate fi pe palierul de marfă, poate fi pe palierul de serviciu sau poate fi pe palierul de experiență. Palierul de marfă este întotdeauna sensibil la preț. Adică omul o să zică ceva de genul ăsta, cât costă? 50 de lei. Vreau cu 49. Cât costă casa asta? 100 de mii. Vreau cu 90 de mii. Vreau cu 70 de mii. Vreau cu 50 de mii. Grija este de preț. Bun. Palierul de servicii este mai puțin sensibil la preț și implicit la concurență. Și pe timp de criză se întâmplă următorul fenomen. Pe timp de criză, presiunea este să transformi serviciile în marfă. Să transformi experiențele, experiența de cumpărare în care mă bucur împreună cu familia, celebrez, simt anticipativ atmosfera, cum o să fie în casă, mă înțeleg foarte bine cu agentul, mergem la o masă ca să celebrăm ulterior faptul că am găsit exact ce căutam, casa visurilor noastre, etc. Toate astea sunt foarte mișto. Dar pe timp de criză, presiunea prețului transformă ceea ce vindem noi într-o marfă. Întrebare, cum faci să nu mai fie marfă și să acționezi ca o forță de sens contrar? Și răspunsul este prin felul în care vorbești. Prin cuvintele pe care le folosești, prin atitudinea pe care o ai, prin grija pe care o ai față de client. În momentul de față, dacă înțelegi adânc psihologia clientului, el are nevoie să simtă înțeles ca să-i ofere experiență. Să se simtă înțeles cu emoțiile pe care le trăiește. Valoarea este în sus. Valoarea crește pe măsură ce clientul tău percepe că nu-i vinzi o marfă, îi vinzi un serviciu sau îi vinzi o experiență. Și ține de tine să faci asta, dar ai nevoie să-ți ajustezi discursul în funcție de ce percepe clientul valoare în momentul de față. Clientul percepe valoare în momentul de față, majoritatea, nu toți. Pentru că sunt unii care au zis, eu nu intru în criză, nu mă interesează, am un business care produce măști și eu am angajat oameni și mă simt super happy. Și atunci valoare pentru el e altceva decât pentru un client stresat, pentru un client în frică, în panică, care are nevoie să audă de 10 ori pe minut, te înțeleg, îmi dau seama prin ce treci, te înțeleg. Trebuie să fie foarte complicat pentru tine în momentul de față, prin ce treci, etc. Deci, cum trebuie să-ți ajustezi, întrebare pentru tine, cum trebuie să-ți ajustezi discursul astfel încât omul să se simtă înțeles și oamenii să se simtă înțeles emoțional, nu să se simtă înțeles rațional, să se simtă înțeles emoțional. Ce emoții trăiește clientul tău? De unde se vede chestia asta? Atenție, din obiecții. De unde se vede prin ce trece clientul tău? De unde se simte care este de fapt problema clientului tău? Din obiecții. Da? Și atunci, tehnică. Dacă vreți să fim pragmatici, hai să fim pragmatici și mai puțin filozofici. Iată ce vă propun. Listați cele mai importante 5 obiecții pe care le-au zis pe timp de criză. Puneți-le pe câte o hârtie pe fiecare, pe un A4, fiecare obiecție. Adunați-vă 2-3 colegi. Și spuneți, cu siguranță există un răspuns la această obiecție care este cel mai bun răspuns existent, cel mai bun răspuns posibil. Păi e firesc, există cel mai bun răspuns, al doilea cel mai bun, al treilea cel mai bun, al patrulea cel mai bun. Hai să ne luăm o jumătate de zi și să spună fiecare cum ar răspunde, să purtăm un dialog, să facem un script care să reprezinte răspunsul la această obiecție pe care tot auzim în această perioadă de criză și scriptul de răspuns la obiecția de criză este cel mai bun răspuns posibil cu care am putut noi să venim la o astfel de obiecție. Îl învățăm pe de rost, pentru că durează 30 de secunde să dau răspunsul ăla, deci nu este un capăt de țară, și după aia îl folosim în următoarele noastre interacțiuni. Și după 5 comunicări în care am folosit respectivul răspuns la obiecții, tragem concluzia dacă îl mai ajustăm sau îl îmbunătățim. Și în felul ăsta avem un tool, avem un instrument, avem un mecanism pe care putem să-l folosim în interacțiunile de vânzări,
astfel încât să ne simțim mult mai în control. Vreau să vă spun ceva. Când ai asta, răspunsurile la cele mai importante 5 obiecții pe timp de criză și le știi pe de rost. Și când cineva îți lansează obiecția respectivă, pentru că știi pe de rost răspunsul și ești foarte sigur pe el, reacția ta emoțională este mulțumesc pentru această observație. Super! Mă bucur că a apărut acest subiect în discuție. Versus, aoleu, am primit această obiecție și știi ce? Și eu o am. Și eu cred același lucru că e scump. Și eu cred același lucru că e bine să nu cumpărăm acum. Dacă aș fi eu în pielea clientului, adică dacă aș fi în rolul de om care vrea să cumpere. Și atunci, cu acest mecanism, ceea ce faci este că te liniștești pe tine pe interior, te pui într-o stare de leadership și de fermitate pentru că ai scriptul, dar știi cum? Dacă torni o găleată de apă pe tine la 3 dimineața când dori și te trezești udleoarcă și spun, e prea scump. Tu ar trebui să turui răspunsul cu tonul vocii potrivit, calm, relaxat și foarte stăpân pe tine. Sau spun, mai aștept.